Salutare tuturor, eu sunt HelpGSM și astăzi o să vă arăt cum resetați sau cum aduceți la setările din fabrică un Samsung A20s la care nu mai știm acest cod de deblocare. Am uitat codul, vrem să-l resetăm, să-l aducem la setările inițiale. Cum facem acest lucru? Prima dată trebuie să închideți telefonul. Nu o să vă lase să-l închideți, așa că o să trebuiască să faceți o oprire forțată a telefonului. Da? Apăsați pe buton volum jos și power până când telefonul se va închide. Iar în momentul în care se închide, foarte repede apăsați buton volum sus și power și dați drumul la butonul de power în momentul în care vedeți logo-ul de la Samsung pe ecran. Și țineți apăsată continuare pe volum sus. Da? Deci apăsați buton volum sus și power până în momentul... nu a intrat în modul de recovery. Dacă nu vă intră, conectați-l la încărcător. Repetați procedura cu buton volum jos și power ca să se închidă. S-a închis și foarte repede apăsați buton volum sus și power. Dați drumul la butonul de power în momentul în care ați văzut Samsung pe ecran. Iată, telefonul a intrat în modul de recovery în acest moment. Navigați de pe butoanele de volum. Vă duceți pe Wipe Data Factory Reset. Confirmați cu butonul de power. Vedem Wipe Cache Partition. Și într-un final, reboot sistem nou. Telefonul o să se închidă. Va reporni și în momentul în care va reporni, va fi exact ca atunci când a fost cumpărat din nou, de la zero, exact ca atunci când a fost cumpărat. Dacă ați avut cont Google pe el, vă recomand să vă resetați parola în cazul în care nu mai știți sau, nu știu, să căutați o altă metodă prin care să treceți de contul Google, pentru că dacă ați avut cont Google pe el, o să vă ceară contul de Google. Eu am fost HelpGSM, în speranța că v-a plăcut, nu uitați un like, un share, un subscribe. Vă mulțumesc!